Dragii mei, bun venit la ora de anime astăzi. O să mă uit imediat la voi, nu vă faceți griji, dar just trebuie neapărat să adaug titlul nou, pentru că e pe titlul vechi. Așa, bun venit, dragilor. I don't care că urăști Twitch, mie place Twitch pentru că nu YouTube. Ia, se întâmplă când îi nou nouți. Bun venit, dragilor, numele meu este Raul. Eu sunt tatăl vostru astăzi, din toate cerurile și nu numai. Și astăzi o să vorbim noi despre păcatele voastre. Da, ai auzit bine, păcatele voastre, corect. O să fie foarte interesant, mostly pentru că, O să fie, bun, what the fuck are you doing? Stai așa că am zis că nu o să avem probleme, dar aparent avem o mică problemă cu audio, pentru că audio ar trebui să iasă prin acest monitor nou pe care îl am acolo. Problema este în felul următor, eu aud muzica aici, dar voi nu auziți muzica acolo, ceea ce e foarte, foarte nașpa, pentru că nu așa ar trebui să funcționeze. So, hai să văd dacă asta, cum ziceam, știi, tu nu ai nevoie de muzică, ok? Ok, acum le scoate pe ăsta, nu, ce faci? De ce le dă tăpă unde nu trebuie? Bun, acum iar aud în ăsta, dar... Nu vrea să ridice audio de la monitorul nou. So, aia înseamnă că trebuie să-mi scot căștile, să le bag aici și să opresc muzica. It happens, nu a funcționat cum mi-aș fi vrut eu setup-ul. Aia nu-i problemă. Neapărat. Dar ideea e că trebuie să mă ridic un pic, să văd ce fac și să văd de ce fire și cum trag de acele fire. Vezi? Fire. Fucking check in a box. Bun, așa. Right? Vezi? Acum vezi tavanul. Exact, aia vreți voi să vedeți, tavanul. Bun, așa, bun, dragilor. Hello, bun venit. Ăsta îl băgăm aici. Îi schimbăm output-ul de aici la speakers. Înseamnă că eu, în teorie, ar trebui să am aici. Hai să vedem. Da, bun. Și înseamnă că voi trebuie să aveți audio în... Acum, bun, perfect, acum aveți și voi muzică. Ok, bun, deci ideea e în felul următor, am schimbat un pic setup-ul, am schimbat cum funcționează chestiile, dar având în vedere că mă uit mai direct la voi, am aici un monitor, am aici camera, am lumina acolo, deci e mai naturală lumina, să văd cearcănele și găurile mele mai bine, și... Am aici laptopul cu chat-ul, cu OBS-ul, cu whatever. Bine, eu o să mai deschid aici pe telefon, iar ca să țin un ochi mai ușor, să-l pun aici telefonul, right? Să văd ce ziceți voi și ce comentați voi, right? So, îl pun chiar aici pe perete. Bun! Nu, pentru că nu mă uit direct în lumină, mă uit un pic lângă ea, mă uit direct aici la voi. Totul este dai jobul. Bun, cum explicam? Nu cum explicam. În primul rând vreau să vă mulțumesc că a stat până aparent 4 minute de troubleshooting la audio. După cum vedeți, sunt îmbrăcat de ocazie într-o cămeșă neagră. Microfonul, bineînțeles, acolo. Și săptămâna trecută v-am întrebat eu pe voi, fain frumos, care e faza cu voi, like, ce păcate aveți, care vi-s păcatele, ce-i greșit cu voi?
Pentru că am văzut un video pe YouTube care mi s-a părut foarte interesant. Era vorba despre un live streamer care a făcut call-uri pe Discord cu oamenii din comunitatea lui și i-a întrebat de păcatele lor. Și a ieșit un video destul de mișto și așa am zis că hai să fac un Google Form și să vă, vi-l trimit să vă întreb care îs, cum îi zice, păcatele voastre. Slab de întrebările, trebuia mai picante. Mai picante era greu de făcut fără să vă împing într-o direcție sau alta. Adică, nu voiam să vă dau neapărat un push să ziceți ceva sau să nu. O să vedeți, este un răspuns absolut cretin în lista asta. Am zis că nu zic nimica de el până nu avem live-ul ăsta ca să nu încurajez mai multe răspunsuri cretine. Da, o să vedeți. Again, o să întreb de dacă facem partea a doua, fiți atenți. 50 de like-uri, facem partea a doua sezonul viitor, right? Și puteți să vă lăsați voi întrebările aici fain frumos pe live chat. Să ziceți ce întrebări v-ați fi așteptat. Ce v-am întrebat e foarte așa, foarte simplu, e greu cu două monitoare acum. Câte animeuri ai văzut, pe ce te uiți la animeuri, care e cel mai bun anime din toate timpurile, o să vezi, avem aici o draie de răspunsuri. Care e cel mai supraapreciat anime, care e cel mai subapreciat anime, care e cel mai rău anime din toate timpurile, anitubărul tău preferat de oriunde, nu numai din România, ca să nu fie o chestie genul, care e cea mai nepopulară opinie a ta, și hai să vedem ce ați zis. A fost destul de, cum îi zice, au fost destul de, cum îi zice, răspunsuri încât să fie un episod interesant, că altfel nu-l făceam, știi ce să vă zic? Poate făceam cu totul altceva astăzi, dar, camera asta tot e un pic prea jos, dar păi nu cred că mai pot sta mai ăsta de atâta. Momentan, lasă, o să-mi dau eu seama de aia data viitoare, dar momentan nu se mai întrerupe, după cum vedeți, so that's good, e bun. Bun, o să întreb și chestiile alea de, again, asta e numai o primă chestie. Îmi plac, cum îi zice, sugestiile voastre, dacă se uită la sub, la dub, dacă se uită la sub, cu ce subtitrări, engleză sau română, și așa mai departe. O să facem și aia în partea a doua. Momentan vreau să văd care sunt răspunsurile astea. V-am dat un pic de libertate să completați acolo cu răspunsurile voastre, right? Also, dacă tot am schimbat din nou ăsta, trecem la ceva mai sigur din ce pot să beau, ca să nu dau aici pe jos, pentru că nu mai am atâta spațiu. Apă. Bun, so. Bine, acum nici nu știu dacă e idee bună să o pun neapărat acolo, pentru că îi efectiv la ventul de la... Bun, anyway. Nu. Să v-am întrebat câte animeuri ați văzut, au fost niște răspunsuri foarte interesante. Sunt oameni care au dat răspunsuri precise, gen 5-6, 245, 282 completate pe mal, 337, 346, 479, 130 fix. Și după aia vine restul care au zis, bă, gen vreo 130, în prezent am completate 957, 958 de animeuri. Justin nu a fost sigur dacă o să termine încă un anime de când a completat, cum îi zice, formularul ăsta până s-a făcut live stream-ul ăsta, de a au zis că ori 57, ori 58, dar 100% unul din astea două. Că nu imaginez că răspunsul ăsta a fost altcuiva decât Justin.
după care s-a alții, cum zicea, aproximativ 700, aproximativ 560, peste 500, peste 400, cât e? 410-ish, câteva sau 200 plus. Dar ăla câteva e răspunsul meu favorit. După care avem cel mai mișto răspuns, e al doilea acolo imediat după câteva, care a fost efectiv, nu știu, că am pierdut șirul, care, you know, mă, e onest omul, right? So that's nice, that's nice. But yeah, da, nu, că... Na, again, de-aia nu v-am cerut nume, usernames, nimic de genul, pentru că nu vreau să vă iau la rost neapărat. Îs cum îi zice păcatele voastre, you know, unele cu 5-6, unii cu 900 de păcate, alții numai cu câteva. So, you know, nu e aici să facem judgment sau care să ne luăm de caracterul cuiva, right? Aia e important aici, să nu se simte bine, right? E o diferență între rostul listelor voastre de anime și ce facem aici. Aici vedem numai cât de păcătoși sunteți. Acolo, you know, vă rostuim, acolo deja e prea târziu, știi? Ai intrat în iad și ești la prăjală și te ard bucile după ce ne uităm la lista ta și râdem de lista ta. So, nu e același sentiment, right? Deci încercăm să... Vedem care e faza cu comunitatea anime din România, no. Bun. Da, trebuia să întreb și câte lume are cont de Anilist sau My Animalist sau niciunul sau ambele sau ceva, right? But yeah, bun. So, hai, prima întrebare cu adevărat înfricoșătoare din punctul meu de vedere, cu răspunsuri la fel de traumatice, e pe ce te uiți la animeuri. Aia a fost întrebarea importantă, una dintre ele din acest form pe care vi l-am trimis vouă. Ok? Iar faptul, you know, că între primele două locuri erau trei răspunsuri. Telefon, laptop, PC și TV. Right? Ei, iau, te uiți pe TV, gen poți să ai Crunchyroll pe TV sau, you know, whatever, Netflix, right? Te uiți mai mult poate pe TV. Anyway, astea au fost opțiunile, right? Bineînțeles că TV a fost cel mai mic număr de voturi, pentru că, you know, nu toată lumea are un living room ca mine și își pune chestiile de pe laptop, ăsta sau o aplicație direct pe TV și pac, 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 pac. Petrecem răspuns prin răspuns, dar depinde de întrebare și care sunt răspunsurile, right? Gen, aici e foarte interesant că telefon și laptop, PC sunt primele două chestii, like... Faptul că atâta lume se uită pe telefon mi se pare foarte straniu. Acum, nu zic că nu înțeleg, right? Și vă zic asta din experiență proprie, nu, again, nu zic neapărat că e un păcat. Zic că pot să-l înțeleg, right? Când am crescut eu am fost sărac, right? Like... Eu nu mă gândeam în viața mea când cumpăr două televizoare, right? Like, atât de sărac am fost. So, aia înseamnă că atunci când am avut calculator, era calculatorul familiei. Și dacă era calculatorul familiei, you know, e a familiei, toată lumea are nevoie la el. So, dacă n-ai privilegiul de a sta pe calculatorul familiei cât vrea puța ta, e o problemă. Deci, dacă sunt care sunt în aceeași situație sau, de exemplu, sunteți mulți care sunteți studenți și vă uitați la mine, sunteți la cămin, right? So, of course că laptop și telefon ar fi primele două locuri, pentru că,
mai ușor bagi căștile în urechi și te uiți și aia e. Nu știe nimeni, nu ai făcut nimic greșit, right? La fel și dacă ești mai sărac și ai numai laptopul sau PC-ul în familie, te uiți pe telefon, că ce să faci, right? E o experiență, nu zic că nu e o experiență, right? Dar, na, e interesant că astea sunt primele două. Ce-ar fi trebuit să întreb aici, câți dintre voi, de exemplu, vă uitați la anime-uri pe transport public, right? Pentru că îmi imaginez că ăștia care se uită și pe telefon ar fi confortabil să stea acolo să uite efectiv pe autobuz sau pe tramvai sau whatever, right? La chestia asta, la anime-uri. So, na, nu știu. Sunt niște alegeri interesante, nu zic că nu. Laptop PC pe primul loc încă. Noi sunt numai două voturi distanță, așa să vă gândiți, față de telefon, but still. Na. Că nu mă interesează neapărat la ce filme anime au fost și nu-i neapărat un păcat. You know, nu toată lumea își permite. Nu știu câte sunt biletele de cinema în alte țări. În alte județe, well, whatever, Cluj e altă țară, toată lumea știe, dar la Cluj sunt 40 de lei biletele. Ain't fucking cheap, right? În 15 ani prețurile la cinema sunt de 4 ori mai mari. Când mergeam eu la cinema era 10 lei biletul, acum e 40, gen în 2010, right? So, na. Da, e foarte interesant că e ăsta, mai ales că și prețurile la, de exemplu, meniurile de nachos acum sunt fucking 50 de lei aproape, right? Anyway, but yeah, foarte interesant de aia și felul în care vin filmele anime la noi e ok, e bine că le avem, e bine că e o distanță de 2-3 luni între ele. Că lumea are timp să-și pună bani deoparte să iasă la cinema. Like, eu mâine mă duc să văd Țăranii în cinema, filmul ăla polonez. După care vineri mă duc la Demon Slayer. După care luna viitoare mă duc la Godzilla cu Kong și la Izanagi. Aia sunt 400 lei acolo, ca și bani, pentru bilete, pentru nachos, popcorn, whatever. That's a lot of money dintr-o dată, să mergi de 4 ori în oraș să vezi niște filme, right? So, na, gen în total, nu că ăsta. So, yeah, bun. După care avem, v-am întrebat cel mai bun anime din tot timpul. Toate timpurile voastre, right? Care e cel mai bun anime după părerea voastră, right? Sunt mulți care zic că sunt foarte multe, gen Neon Genesis Evangelion, Mitsudomoe and more. Acum vă citesc ăsta. Again, i-am dat 7 la Eva, Mitsudomoe nici măcar nu știu ce îi, și multe altele. Sunt multe altele, deci cine știe la ce se referă, right? Justin aici cu Gintama, după care cineva e foarte out of pocket și zice că, I mean, again, dacă ai văzut numai 5 animeuri, maybe Frieren e cel mai bun anime ever. Eu n-aș zice asta, but you know. It's fine, e o opinie validă momentan, e excepțional de bun, cel mai bun din toate timpurile, I don't know about that. N-ai scris tu Gintama? Justine, dar cine a scris atunci Gintama? Trebuie să-i facem lipiala cu tine, nu? Încă o dată, Gintama LOL. Deci îți dau răspunsuri unul după ălalt, Gintama și Gintama LOL, de la două persoane diferite. Nu, că știu ce ai scris tu, cred că tu ai scris Cat Dance. nu mai știu pe ceva căruia să-i pase de Cat Dance, cum îți pasă ție, right? So yeah.
Bun, I don't care ce moment am pe locul întâi. No, I don't care, nu, nu mă lua cu de-astea. Bun, Ashtanor Joe 2, zice aici, animație, culori, boxul, training arc cu vibe de 80, City Pop antagonist de tipul King of Kings, believable, deci ceva chiar iubește anime-ul ăsta și îi dă și niște argumente acolo. Ceva zice Dragon Ball, I don't know who, dar ceva zice Dragon Ball. Noua geneză Evanghelie, mai scrie cineva aici, deci Evanghelie nu-l avem și ăla de două ori. One Piece. Ok. Cred că asta a fost Maria cu Review Starlight the Movie. Că ori, ori maybe vagabond, dar I doubt it. Nu știu ce a scris Ronin Kenshin, Trust X Betrayal OVA, că e foarte specific, just un anumit OVA dintr-o serie să fie cel mai bun anime din toate timpurile, honestly, e foarte, foarte stranie de decizia aia. Hunter x Hunter, după aia ceva au scris Monster sau Serial Experiment Lane, which is, știți părerea mea despre Monster, dacă nu știți părerea mea despre Monster Boy, vă recomand să vă uitați la review, nu sezonului trecut, că, ba, sezonului trecut, so, you know, și ceva au scris, cred că e același tip sau tipă în persoană, care au scris răspunsul ăla de căcat despre care o să vedeți mai încă un foreshadowing, pentru că au scris Solo Leveling Happy Sugar Life. O să vedeți, e o persoană care ajunge 100% în iad, right? So, și aici, în afară de unele alegeri, it's fine. Și cumva cineva a scris la fel același răspuns. Ăsta aparent are două voturi, e vorba despre Yu Yu Hakusho, care a fost scris exact la fel cu litere mici de două persoane diferite și ăla e, yeah, nice, foarte nice. Că se întâmplă și chestii de genul. Bun, după care v-am întrebat despre cele mai supraapreciate și subapreciate și care e cel mai rău anime din toate timpurile și YouTube-ul și cea mai nepopulară opinie. Right? So, hai să trecem la cea mai nepopulară opinie un pic. Pentru că v-am zis de Happy Sugar Life, e un anime de tăcatul. Toți știm că Solo Leveling nu e the hype deserves. Și este aici o persoană care scrie cea mai proastă chestie care am putut să o citesc, că, you know, nu asta am întrebat, am zis cea mai nepopulară opinie a ta trebuia să specific legată de anime, că aparent omul meu a zis că femeile sunt diferite fizic de bărbați, acestea fiind fizic de la natură mai slabe. I mean, you know, that's not worst. Nu-i întrebarea. A, nu aia a fost întrebarea și nu aia e discuția. De ce ai opinia asta și de ce îmi zici mie opinia asta? Sau oricui. Why? Right? Just why? O la mână, dă-i la mână, I bet că eu cunosc femei care pot să te bată. Ce să-mi cunosc femei cu, cum îi zice, cu chestii negre care le leagă la brâu, care au câștigat medalii. So, na. Anyway, just revenim la întrebarea asta mai la final. Să revenim la anime-urile noastre. Deci, după aia v-am întrebat probabil care e cel mai supraapreciat anime, right?
So, hai să vedem care e cel mai supraapreciat anime, right? Pentru că sunt unele care sunt foarte interesante alegere, dar vă zic de pe acum că sunt două care sunt kind of number one, right? Și o să vedeți, sunt curios dacă vă dați seama care zile. Începem cu One Piece, ăla e unul din răspunsuri, right? Naruto e altul, which is fine, absolut corect și de acord, right? De ce nu să nu fie alea, right? După care avem Bocchi the Rock, da? Cineva a scris că Bocchi the Rock e cel mai supraapreciat anime. I don't know who, nu știu cine are, cum îi zice așa, o plume, dar nu vreau să știu chestia asta. După care avem Chainsaw Man, which is fine, e o opinie bună să o ai, e o opinie decentă. Classroom of the Elite sau One Punch Man, which is, you know, chiar kind of fun, it's fine. Right? și Monster, îl știe tata, îi știe și tata lui tata, iar dacă nu îl știe, cu atât mai bine, nu vreau să-i dau și lui Tictonită Cronică. Ce v-am zis aici, e efectiv ce scrie răspunsul și la Monster, la O, e un asterisk, e acolo... O steluță o duce bine. Și hai să vedem dacă vă dați seama care sunt top 3 cele mai supraapreciate anime-uri. Începând cu Fullmetal Alchemist și Brotherhood. Deci ceva au scris ăla simplu, ceva au scris Brotherhood. Și după aia avem așa Demon Slayer, Attack on Titan. După care avem greu de răspuns, în fiecare sezon există un anime supraapreciat, dar răspunsul meu este Attack on Titan, deși este și ăsta, you know, whatever. După care avem Kimetsu no Yaiba, după care avem Demon Slayer, care e Kimetsu no Yaiba, după care avem, deci Kimetsu no Yaiba e pe locul 2, iar pe locul întâi e Attack on Titan cu încă vreo 3-4 voturi. Like, da, e ceva, iar mai multe persoane au scris exact la fel, Attack on Titan, AOT, Attack on Titan și l-au scris în japoneză. Iar, deci, alea vi se par cele mai supraapreciate anime-uri ever, right? Ceea ce e foarte interesantă ca... Idee, îți de acord cu ideea de a Attack on Titan e cel mai supraapreciat, but, you know, e interesant vibe-ul pe care îl are comunitatea asta, right, că e așa, împotriva la extraordinar de mult hype, right, which is fine, e ok dacă e într-un mod sănătos și nu am văzut neapărat aici, cum îi zice comunitatea asta, să fie foarte toxică și nașpa legată de chestii de genul și să atace pe toată lumea și să whatever și să whatever. So it's fine, right? Deci nu mă pot supăra pe niciunul din răspunsurile astea, toate răspunsurile astea le pot vedea, dar interesant cum oarecum anulează o draie din, cum îi zice, recomandările de la cel mai bun anime din toate timpurile, că sunt multe care se găsește la cel mai supraapreciate. După care v-am întrebat despre cele mai subapreciate, right? Pentru că sunt multe care sunt subapreciate și fiecare are anime-uri pe care vrea să le recomande. Aici v-am lăsat să scrieți niște chestii. Listen, și ok, e ok dacă tu crezi că în 2024 astea sunt opinii ok, dar I do not see it, adică ce se întâmplă, eu nu văd cum cel mai subapreciat anime din toate timpurile e Naruto,
right? Like, there's no fucking way in orice iad pământ și rai că Naruto e cel mai subapreciat anime din toate timpurile. Like, there's no fucking way, right? Și ăsta e cel mai outrageous răspuns, kind of outrageous. Pentru că după aia mai avem chestii genul Jojo. Really? Jojo e kind of popular, e kind of, like, nu cred că e subapreciat, cred că Jojo e cel mai ok apreciat anime, nu-i nici supraapreciat, nici subapreciat, e just unde trebuie să fie apreciat, e hop unde trebuie să fie ca apreciere din punctul meu de vedere, nu nici mai sus, nici mai jos, nici mai las, e hop unde trebuie Jojo's ca apreciere. După care avem altele care pot să zici oarecum că îs, cum îi zice, outrageous ca răspunsuri, gen Gintama, pentru că continuă aici persoana care a scris Gintama, nu prea văd lumea să vorbească. Ok, sure, maybe, în România nu sunt atâția fan Gintama, dar Gintama... E Gintama, e ca și cum a zice Detective Conan, dar Detective Conan face bani gârlă, de-aia are 1115 episoade, right? So, I don't know. După care avem aici două persoane au zis Initial D. Again, nu văd, I don't see that, right? Like, iar Initial D pare cel mai ok, la fel ca Jojo's, e unde trebuie, right? Că dacă era mai bun, era mai fain, era mai ceva, era acolo. Bine, una dintre persoane mai scrie și Shoujo Tsubaki, which is fine, right? E ceva care probabil e mai subapreciat. Dar după aia avem Violet Evergarden, care lăsă. Violet Evergarden a câștigat o draie de premii, a fost extraordinar când a ieșit, a fost foarte mare hype-ul pentru el când a ieșit, toată lumea vorbea de el când a ieșit. Ar trebui să-l vadă mai multă lume? Da, absolut de acord cu cine a scris Violet Evergarden, trebuie să-l vadă mai multă lume și astăzi e mai bun decât 80% din anime-uri, 90% din anime-urile care ies sezon de sezon. Trebuie să vezi Violet Evergarden, e toată seria, cred că în afară de ultimul film pe Netflix. Uită-te la Violet Evergarden, e cel mai subapreciat. Aia numai dacă nu crezi că... Singurul mod în care pot să văd că Violet Evergarden e cel mai subapreciat e dacă tu crezi că ăla e cel mai bun anime din toate timpurile ever și unul mai bun ca el nu este. Ca fel nu văd, e apreciat bine, just, da, trebuie să-l vadă mai mulți oameni, dar nu înseamnă că e subapreciat, că cine l-a văzut, i-a plăcut, la ce l-a văzut și nu i-a plăcut, cred că are o problemă, zic eu, asta e opinia mea profesionist, deci cam așa ar trebui să stea nivelul, dar stai să văd dacă pot să l-am pus un pic mai jos și acum să vedem dacă așa, bun, așa, mai corect, bun, uite că am rezolvat acum ăsta. Deci astea, eu pe astea nu le văd. Awashi, da, îl văd, mai multă lume se uită la Blue Lock decât la Awashi și păcat. Yaki Tate Japan, I don't know. Stai așa că, deci sunele care trebuie efectiv să mă uit la ele, că, bun venit, Daddy, Aske Daddy, ce, stai așa că, așa, just, muzica a făcut ăsta, sunele aici care nu le înțeleg,
și când zic că nu le înțeleg, nu le înțeleg de ce. Ce cu ele? Just dați-mi voie să le dau în Google, să-mi dau seama ce îs. What? Nu, efectiv, n-am auzit de ele veci. Tavi, thank you pentru sub. Aproape ai ieșit un an. Tu ai, doamne, holy shit. Deci, sunele care nu am auzit veci de ele. Primul dintre ele, stai așa să văd dacă pot să trag imaginea asta aici, right? A făcut asta ceva? Nu. Bun. Just. Ce faci, mă? Hai, ce ai făcut aici, mă? Nici prostii fai. Ni la om, mă, da, prostii. Stai așa. Îl punem aici atunci, dacă nu. What the fuck are you doing? Wow, Jesus Christ. Ok, nu e bine. L-am mutat pe monitorul ăsta la alt. Pentru că, you know, nu este fil. Ce placa lui face asta? Deci am vrut să vă arăt niște, de-aia nu vreau eu să vă arăt acei acolo. Just reset. Bun, așa, it's fine, e o chestie de, cum zice, cândva, nu un pic, că trebuie aparent și asta refăcut. Nu. Nu? Bun, așa. No, așa. Bun. Așa. Bun. Opa, așa. E mai... It's fine, I guess. Așa. Ei, nu, stai, nu, că nu-i bine, că după aia, cum îi zice, dacă vă arăt chestii, să strică. Și nu vreau neapărat asta. Nu, mă, just 70. Nu-i bine. Așa. Fine, lasă-l 50 să vadă link-ul, aia e. Nu-i stres. Bun. Așa ne. Cam așa ar trebui să fie. Bun, așa, e bine. Anyway, so, unul din animeurile alea, că am zis că eu n-am înțeles aici ce animeuri s-au ales neapărat, pentru că sunt unele de care efectiv eu n-am auzit patch pururi amin. Well, n-am auzit, am vorbit probabil despre ele când am făcut toată istoria fucking animeurilor, right? Dar, de exemplu, ăsta, Jigoku Sensei Nube. Eu n-am auzit de el până acum deloc, right? So, poate e subapreciat că nu l-a văzut numai 1000 de oameni, I guess, dar... Nu, eu n-am auzit de ăsta, nici ca și manga, nici ca și adaptare anime, e o decizie stranie, nu zic că nu. Mersi pentru, cum îi zice, pentru sub, that. Da, e foarte... Asta e un pic out of pocket, pot să zic. Decizia, right? Like, să-i, right? Like, nu cred că tare mulți din voi ați auzit de anime-ul ăsta. So, na. Și nici măcar nu e singurul anime de care nu am auzit din lista asta, că sunele care sunt foarte interesante ca și decizie, să zic așa, right? So, maybe, astea sunt mult mai valide ca și
ca și ca și alegeri, right? Bine, sunt unele aici despre care am auzit, cum e Mushishi, cum e Black Lagoon, Outlaw Star, Black Lagoon e de două ori aici, Blood Plus, cineva a scris Ghost Stories, dar nu specifica dacă se referă la sub sau la dub, încă sunt două chestii diferite. Mushishi de două ori, apropo, la fel și Black Lagoon e trecut aici două ori, de ceva, de două persoane separate. You know, so that's awesome. După care avem Butum, care, ok, yeah, sure, fine, pot să văd cum Butum e subapreciat, Police in a Pod la fel, mai ales că a fost unul din animeurile mele favorite în sezonul în care a ieșit, dar nu știu dacă Care Kano îi subapreciat, really? Pentru că îi Care Kano, like, right? He's in her circumstances. E un anime care e văzut de multă lume, like, mi se pare foarte stranie ideea asta că somehow Care Kano e subapreciat, right? Are o notă decentă pe mal, but I don't see it really, honestly, so I don't get why. Nu știu, e ceva în staff aici, din cauza la Hideaki Anno, sau why, di ce? Right, că it's not, I don't get it, so chiar nu înțeleg decizia asta, sunt curios cine l-a recomandat, să zic așa, pentru că nu văd deloc decizia asta, nu văd deloc decizia asta, I do not get it. So yeah, again, tocmai de-aia poate alea într-adevăr, cu adevărat, subapreciate, dar I... Na. Bine, mai este Showa Genroku Rakugo Shinju, care e într-adevăr super bun, din câte am înțeles, și trebuie să-l văd și te nu apuc, și te trebuie să-l văd și nu apuc. Băi, astea au fost cele mai subapreciate alese de voi, care, again, unele, I get it, sunt unele de care n-am auzit deloc și, yeah, maybe îs subapreciate. Saltele care sunt fucking mainstream și nu cred că au ce căuta aici. But yeah. It's fine. După care avem cel mai rău anime din toate timpurile. Deci ăsta e nu-i care credeți voi că e cel mai supraapreciat. Deci cel mai rău anime pe care l-ați văzut. Și avem anime-uri aici care poate nu au ce căuta, cum e Darling in the Franxx, Demon Slayer, Chainsaw Man, Uzaki-chan, Classroom of the Elite, which, again, dacă ai văzut numai anime-uri, except Akame ga Kill, Naruto, so, you know, but dacă ai văzut numai anime-uri excepționale, right? Și somehow astea cele mai rele animeuri pe care le-ai văzut tu, wow. Sincer, sper să rămână așa. Sper că toate animeurile pe care o să le vezi de acum încolo o să fie mai bune în sus. Adică la tot ce aș da eu nota 8, pentru tine să fie nota 4 și tu să te uiți numai la alea de nota 10 și să fii alea de nota 10 sunt între 10 și 7. Right? Like, if, dacă atât de multe animeuri bune ai văzut, să doamne per să vezi unele animeuri care îs trecute aici, cum e School Days sau Prison School și School Days sau, you know, Prison School și School Days sau X-Arm,
uite că acum a intrat ăsta. Perfect. Thank you pentru să. Bine, unele aici cred că sunt puse numai ca să se supere para, cum e Date Alive, care e anime-ul lui favorit. Nu știu, știi, nu mă întreba. N-am idee, right? So, para, să știi că e ceva acolo care nu te place tare mult. După care avem, cum îi zice, Mirai Nihi, care dacă te-ai apucat în ultimii 5 ani de anime, I kind of get it, de ce e acolo. Dar dacă ai văzut Mirai Nikki, când ieșa Mirai Nikki, altă opinie cred că trebuie să ai. Ăla care a urât Mirai Nikki când a ieșit Mirai Nikki, ăla e valid. Restul care urăsc Mirai Nikki acum, not so much. După care am mai scris aici, e o persoană care tot scrie eseuri la fiecare răspuns, nimic greșit cu asta, absolut nimic greșit cu asta. Avem, deci School Days mai trecut aici, o scris, nu vă mai ghesuliți, ultimul episod nu-l transformă dintr-un pile of garbage într-un anime bun, să mergeți la terapeut pentru ajutor profesionist. Și după aia scrie, consider că nu există anime-uri rele, fiecare fan anime al animeului are o părere, iar dacă eu apreciez un anime și cineva îl consideră prost, asta nu înseamnă că eu am dreptate sau că el are dreptate. Fiecare are gusturi diferite, dar ca să ofer un exemplu, aș spune și zice aici un anime de care n-am auzit batch, sau vreau să vi-l arăt și vouă. Pentru că n-am auzit de anime-ul ăsta. But, anime-ul ăla e cu Mahou Shoujo's. Și acel anime se numește Mahou Shoujo Side, Magical Girl Side. Eu n-am văzut niciodată anime-ul ăsta, are nota de 6.52 pe mal. So, hai un pic să opresc eu muzica, să ne uităm la trailer pentru cel mai rău anime din toate timpurile, conform cuiva din ăsta care a ieșit în 2018. Dice, right? Bine, mă, păi avem viteze. Well, avem o tipă cu țâțe mari, so... S-a pișat pe ea? Wait, what the fuck? Una mână, de unde vii tu cu atâtea asta? Like, nu cred că-ți vinde ceva de-alea. What? Ce ăsta? Madoka Magica numai mai rău? What? Ce-a fost fața lui ăsta? Yo! What is this, bruda? Pare edgy, pare ăsta, hai să vedem niște ăsta. Deci ăsta, Pete, recomandă pentru că încearcă să fie Madoka fără să înțeleagă de ce Madoka e decent. Ce că e o parodie, n-am auzit veci de anime-ul ăsta, deci obviously îi, cum îi zice, o decizie, right,
că au fost ales. Nu știu dacă se merită neapărat să fie în cel mai rău ever. Pot să înțeleg poate de unde vine, dacă chiar e just un Madoka da de tăcăcatul. So, you know. But, hey, răspunsurile aici nu au fost atât de spicy pe cât mă așteptam, right, să fie. Like, mă așteptam să fie mai... dar nu a fost, which is fine. După care ultimele două au fost despre cea mai nepopulară opinie și Anityuber, though, right? Și au scris Paradigm FRFX, nu știu ce e ăla, sau Paradigm Lightyear, nu știu ce e ăla, sau Paradigm Lightyear, Shire, I don't know, pauză și alege, spune aici altcineva, Bing încearcă să fie funny și zice Japomania, ceva zice Gigak, probabil persoana care o ales că cel mai subapreciat anime Naruto. Cineva a zis că Joji și eu, cineva Naruto, din nou, nu, l-am găsit, pardon, l-am găsit pe ăla cu Naruto, o scris Naruto. Ceva au zis că nu se uită la Anityuber, ceva au zis că nu prea urmărește, ceva au scris Paradigm Pupic, eu, că of course, The Masked Man, that's good, that decent, e o alegere decent, sau Sucr, care, I don't know, că l-ai trecut de două ori, ăla cred că a fost iară Lucas, și după aia iară Yasuke, because of course, no, you know, like of course. Ceva mai scrie, nu știu și n-am. So, cam astea au fost răspunsurile, which is fine, e fine, e ok. Bun, și ultima întrebare a fost legată de cea mai nepopulară opinie a ta. Și aveți niște opinii aici, în afară de ăla cu femeile sunt diferite ca, fizic de bărbați. Da, păcat că nu mi-arată atât răspuns. De exemplu, este un răspuns aici care se oprește. Monogatari e o serie foarte bună, dar e destinată celor avansați, nu tuturor celor care au văzut doar Naruto, Sao și Tokyo Ghoul. Asum că scrie mai departe. Ca cineva care a văzut Monogatari după 900 de animeuri, hard disagree. De fie ce animeuri îți placă, na, mi s-a părut ok, nimic wow, și putea să fie mult mai scurt. E ok să admiți că îți plac animeurile trash sau ecchi decât să te ascunsă în spatele unui zid de ironie. Nimănui nu îi pasă. Și mi-am mai scris ceva, dar nu mai văd din Claudia. Nimănui nu îi pasă. So, you know. Yeah, kinda, unless îți plac chestiile cu loli. So, atunci ar trebui să-ți fie rușine. Just saying. Bun. Cineva care a scris Attack on Titan la supraapreciat, probabil a scris asta. Eren Yeager a atras în jos povestea prin acțiunile lui nesăbuite și naive în Attack on Titan. Dragule, ăștia-s fasciști, mă, like, ce să faci cu ei? Crezi că ei au cap? Ăia gândesc? Că ei știu ceva? Nu. Nesăbuiți. Na, și naivi. Exact, păi aia e că trebuie, cum îi zice, să ăsta și să dai cu săgeata, dar n-ai cum să dai cu săgeata și să ăsta. Nu, dar nu merge, nu mai arată, deși dau cu stăgeata, tot nu mai arată. So yeah, Eren Yeager, sure, e un caracter de tăcăcatul și, e foarte interesant, cum îi zice, da, e Bruce, e foarte interesant toată faza cu Attack on Titan și cum s-a terminat. Full Metal Alchemist Brotherhood e overrated. That's an option, I guess.
să scrii tu acolo. Bun venit, Vecai. Bun venit. Thank you pentru follow. Mineta din My Hero Academia e prea urâtă, overhated. Ceea ce cred că e prima oară când avem o opțiune în toată chestia asta unde cineva e overhated. Like să zică ceva că e overhated. Stai așa că trebuie să vedem ce e Mineta. Mineta prima chestie. E ăla cu părul cum îi zice struguri, ha? Ok, sure. Moru Mineta, I get it. Înțeleg și de ce e urât, că acum că-l văd, I get it. Ceva zice că nu cred că am așa ceva. Cineva a scris aici un răspuns numai ca să mă supere pe mine. Îs două răspunsuri de I don't know. Adică nu știu. E cineva care să dă fane aici că te ți-am scris în for mai puțin prima întrebare. De parcă eu știu că e răspunsul lui la prima întrebare. Care-i funny, you know? Omul a zis ăsta 100% știe eu cine îs, care mi faza, care mi treaba și care mi toate răspunsurile. Na bine. Lucas aici cu poveștile, fie din anime, filme, seriale, cărți, whatever, nu-s doar o formă de entertaining, el poate să ne învețe, să ne motiveze, să ne... Da. Ai o chestie care e adevărată, e arta, e ceea ce te mișcă. So, of course, că, you know, anime-urile se încadrează în chestia asta. Nu zic neapărat că e o chestie nepopulară, dar văd și de ce pot să crezi chestia asta, pentru că multă lume iau toate lucrurile astea care e poveste, muzică, animație, felul în care ai scris o carte, coperta la o carte și așa mai departe, așa, just păstă picior și nu le au foarte în considerare, and they take them for granted, right, cum se zice în engleză, și nu, ei nu stau să gândească de ce face neapărat ceva bun, și just lui place, păi ce contează dacă lui place, lui place, aia e, like, nimic mai mult de atât. So, înțeleg și de unde poate opinia asta. Bun, după care avem niște idei funny, în sensul de shonen-urile ar trebui criticate mai des. Listen, nu dacă ești prezent pe YouTube și dacă te uiți la chestii, shonen-urile sunt criticate des. Foarte des. Și eu aici critic shonen-urile, right? Like, chestia că e un shonen nu e neapărat un lucru negativ. Depinde cum e folosit, right? Pentru că sunt multe anime-uri care eu unul nu le-aș considera shonen-uri. Dar dacă îi să mă uit pe mai anime-list sau pe anime-list, dau postele și văd că sunt categoria de shonen, deși eu personal nu le-aș fi pus niciodată acolo. So, you know, I nu zic neapărat că e o opinie nepopulară. Dacă întreb lumea, ai văzut și acum Attack on Titan, Demon Slayer, zloate for granted și sau foarte criticate din cauza că sunt foarte populare, like, orice serie de genul o să găsești critici. La, right, pentru ele. Multele valide, unele just că, you know, să ducă împotriva curentului, but îs criticate, indiferent de ce ăsta. te cred, e valid, Ruxy, să urăști fasciștii, e foarte valid, just saying.
Cum ziceam, cineva a vrut să mă supere și au zis că Pluto-i mid, which you know, măcar pe vremea mea Pluto a fost o planetă, bine? So, nu există anime-uri de hipster, nu e adevărat, nu e adevărat, eu mă uit la anime-uri de hipsteri. Și dacă nu mă crezi, hai să ne uităm un pic la... Na, nu mai am închis. Hai să ne uităm la sezonul ăsta, right? Pentru că sezonul ăsta eu unul mă uit la un anime de hipster, right? Am avut un anime subapreciat, de care n-am auzit mai deloc. Ăla e un anime de hipster, zic eu. La fel și Snack Basue, și din sezonul ăsta Snack Basue și un anime de hipster. Pentru că te uiți la anime-ul ăsta, unul la mână dacă îți plac meta-comentariile, doi la mână dacă îți place muzica pop veche japoneză și trei la mână dacă ești hipster ca mine, că altfel tu nu ai de ce să te uiți la anime-ul ăsta, right? V-am zis să vă uitați la episodul cu numărul 6, neapărat, pentru că efectiv să ia la pulă cu tăcei isekai și explică de ce multe sunt așa nașpa. Nu funcționează și vă recomand să faceți asta, e super bun. But, ăsta e, da, e din cauza la grafică, dar și grafica aia e super faină, pentru că e un purpose așa și, adică e intenționată făcută așa și o folosește foarte bine. Like, again, episodul numărul 6 este o fază, băbuța glitches din cauza că merge într-un isekai și înapoi și just băbuța ajunge să fie ca Missing No din Pokemon și just, you know, da, e o chestie, e hipster asta, pentru că dacă nu ești în chestia asta nu prea ai de ce să spui. Asta nu o să fie, anime-ul ăsta nu o să fie niciodată mainstream, niciodată. But vi-l recomand pentru că are muzică foarte, foarte bună. Anyway, so, asta cum nu există, cum îi zice, anime-uri de hipsteri, nu e așa. După care mai avem una de asta care este funny, care... nu neapărat că... e funny, ok, că e funny, pentru că să zici, nu știu, dar Beauty Mafia Storytelling e mai bună decât My Hero Academia, e funny, e objectively funny să răspunzi asta, că e objectively funny să răspunzi chestia asta, indiferent cât de corect sau incorrect, e fucking hilarious, să zici că Beauty Mafia zice mai bine povești decât My Hero Academia, you know, cause it is funny, indiferent cât de corect sau incorrect îi te trebuie. Și ultima opinie ar fi aia că nu am înțeles ce e, vreau să scrie probabil, de ce e atât de trist sau ce e atât de trist în Angel Beats. You know, când ai o gaură aici și nu ai inimă, I get it. Cam greu să-ți dai seama ce-i, you know, acolo, but, na. You know, nu știu. E un anime care, dacă nu te prinde, pentru că e o comedie, e și o comedie întunecată, cum îi zice, fucking anime-ul ăla. Dacă nu te prinde comedia și nu te prind caracterele, nu prea ai cum. Pentru că foarte mult din ce doare și ce e trist, nu numai tragedia și ce reprezintă locul ăla, că e un loc între moarte și viață și
adică e un purgatoriu, right? Și dacă nu te prindi caracterele și nu-ți pasă de acțiunile lor, e greu să-ți peste de ce fac ele. Și după aia finalul ăla, când fiecare se scapă de regrete și pleacă mai departe în următoarea viață sau, you know, stuff like that, like, chestiile alea lovesc foarte bine, dar pentru aia trebuie să-ți pese neapărat de caractere, că dacă nu-ți pasă de caractere, e foarte, foarte greu să te uiți la anime-ul ăsta. Păi ce pula mea, nu? So, you know, poate cândva, altcândva, o să te uiți la anime-ul ăla cu alți ochi, dar acum, na, e greu să-ți explic eu de ce e bun, pentru că și dacă îți explic, tot nu o să poate vezi altfel anime-ul, right? But yeah, da, e foarte bun, sunt de acord cu tine, Justin, eu vi-l recomand să-l vedeți, o să fiți surprinși de cât de funny îi și cât de ridicole sunt primele episoade, mai ales dacă tot ce ați auzit de el e că e trist, poi aia o să fie o surpriză foarte mare, zic eu pentru voi. But yeah, astea au fost opiniile voastre controversate, right? Deci, aici v-ați zis voi toate chestiile, nu, nu mai, gata, nu, nu am ce să vă zic. Unii dintre voi să zic că vă iert, sau vă iartă Doamne, Doamne, right? Unii. Alții, like, și... Sunt unii acolo, 2-3, care au niște opinii care nu cred că îi salvează cu nimica, honestly, momentan. Poate, you know, ăla cu, cum îi zice, cu Angel Beats, poate mai târziu se salvează, vede lumina de la capătul tunelului, dar până atunci, I don't know, I don't know. Bun, hey, Tavi, what? Cum? Tavi! Iad cu tine! Yeah, astea au fost, dragilor, altele nu. Ne vedem poate vineri după Demon Slayer, dar dacă nu ne vedem vineri, ne vedem săptămâna viitoare luni și săptămâna viitoare ne vedem de 3 ori. Ne vedem luni la serele săptămâna viitoare, ne vedem miercuri la ora de anime și ne vedem sâmbătă, dar zic bine, sâmbătă la premiile Crunchyroll anime, premiile anime Crunchyroll. So, țineți un ochi pe alea, că încă nu am anunțat la ce fac, nu mai știu dacă am anunțat la ce oră îs, dar o să, you know, o să vorbim, o să ne vedem sâmbătă, să râdem, să ne distrăm și în loc de băut, facem altceva. În loc de băut, facem altceva, pentru că o să vedeți, o să fie painful, o să mă doară, o să mă doară tare rău, dar nu o să bem, o să facem altceva sâmbătă. Ok? So, fiți pregătiți pentru sâmbăta viitoare, pentru că o să fie. Bun. Da, dragilor, eu am fost Raul, o să meargă audio, o să meargă totul bine, nu vă faceți voi fucking griji. Da, eu sunt un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime, dragilor. Să aveți o seară faină și o săptămână ușoară, ne vedem luni. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecrane. Nu, unul special și specific ales numai pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificații. Am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Mulțumesc, Tavi și Ascăbed! Și cine m-a dat follow, pa, pa!